Primul costum pe care l-am, adică prima cămașa mea pe care am confecționat-o, a fost în clasa 10-a. Eu fiind ca bărbat, de exemplu, puțini bărbați sunt pe cei care confecționează costume naționale. Și nu este un lucru probabil ceva rușinos pentru mine, de exemplu, fiindcă vin acasă după serviciu, mă așez, lucrez, mie îmi place acest lucru și mă bucur că îl pot face și sunt sigur cât mai am zile, o să merg așa înainte, lucrând, confecționând costumul național.